Hei, salutare, bună, bine ai revenit pe canalul meu. Astăzi am pentru tine un clip cu ținute. Ținute de vară, noutățuri. Sunt produse pe care le-am achiziționat în ultima vreme și n-aș fi vrut să vi le prezint în stilul clasic. Aș vrea să le înglobăm în niște ținute pe care să le vedeți și voi și să vă ofere inspirație pentru câteva outfituri în această vară. O să vorbesc pe scurt despre produse, o să mai folosesc și câteva elemente pe care le aveam deja în garderobă, pe care o să le menționez. O să vă prezint și accesoriile, care în general sunt produse pe care le aveam, deci nimic nou pe partea asta. Și apoi o să vă las să vedeți ținutele, în cuprinsul ținutei o să vă includ și brandul, deci de unde am achiziționat produsul respectiv și cât a costat și de asemenea veți vedea cât a costat și ținuta pe total. Am și o surpriză pentru tine, așa că urmărește clipul până la capăt și hai să-i dăm drumul! Ok, hai să vă prezint produsele, să vă spun despre ce este vorba și apoi ne vom uita la ținute. Bun, în primul rând o să încep așa, o să încep cu produsele noi. Am aici o fustiță sport de la Zara. Este achiziționat, cred că în primăvară, dar nu v-am prezentat-o până acum și n-am inclus-o în nicio ținută, n-ați văzut-o, n-am purtat-o nici eu, așa arată ea. O să vedeți și cum va arăta în ținute. Mi-a plăcut super mult că e colorată și o să meargă într-o grămadă de outfituri vara asta. Ok, bun. Tot în zona de bottom o să mai folosesc ce aveam deja în ținută și în garderobă, scuze, și anume o pereche de pantaloni scurți de la New Yorker. Cred, da, sunt de la Fishbone, deci de la New Yorker. Așa arată ei. Ok. Voi mai folosi o fustă de piele de la Mango, cam așa arată ea, o chestie pe care o aveam în garderobă. Bun, acum să trec la partea de pantaloni lungi. Am o pereche de pantaloni de sport, cred, tot de la Zara, așa arată ei, niște pantaloni negri. Doar că o să înglobăm într-o ținută foarte drăguță și o să facem așa mai smart casual, să zic. Bun, mai departe. Mai avem o pereche de jeans de felul ăsta. Ăștia sunt noi, la fel ca cei de la Zara. Sunt o pereche de jeans care arată așa, sunt de la Guess. Cam așa. O să-i vedeți mai bine în ținută. Ok, voi mai folosi o altă pereche de jeans care era deja în garderoba mea, este o pereche de jeans de la Zara, așa arată ei, și au marginile astea franjurate. Ok, și acum voi trece la produsele din partea de sus, deci topurile. Bun, pentru partea de sus vom folosi următoarele produse. Am un maieu foarte drăguț de la Gucci, poate nu vă spune prea multe așa pe umeraj, dar pe corp se așează foarte drăguț. Îmi plac detaliile astea de pe umăr, deci au practic bretelele înfășurate. Cam așa arată el. Ok, mai am un alt maieu de la Diesel, e super interesant, se așează foarte drăguț. Este așa parte peste parte cu mai multe straturi și spatele e foarte interesant. Nu știu dacă ați observat sezonul acesta și cred că și sezonul trecut s-au purtat foarte mult rochiile și pantalonii și cămășile cu chestii din astea atârnate, cu benzi din astea. Așa arată el, așa arată și spatele, la fel pe corp se așează mult, mult, mult mai drăguț. Ok, mai am cămașa asta de la Michael Kors, care are un detaliu foarte drăguț pe umeri, are o parte tăiată și un element metalic cu brandul. Este o cămașă simplă, colorată foarte drăguț și care se poate folosi în foarte multe combinații. Ok, o altă cămașă este așa marină de vară, este de la H&M. Pe asta am luat-o super recent, cred că e cea mai de curând chestie pe care am cumpărat-o, am luat-o chiar la reduceri, a fost foarte puțin, o să vedeți în descriere. Îmi place super mult imprimeul ăsta marin, așa. Ok, mai am o cămașă oversized, este de la Wallis. Ea este mărimea
46, deci undeva un XL, ceva de genul ăsta, poate chiar mai mare. Doar că îmi plac super mult cămășile astea oversize. O să vedeți cât de bine se așează. Ok? Bun, tot pentru partea de sus mai avem așa. Mai am un tricou foarte colorat de la Custo Barcelona. Este, nici măcar nu i-am scos eticheta, este nou, nu l-am purtat niciodată. Cu un detaliu funtiț aici foarte drăguț. Mai are un detaliu în buzunarel aici croșetat. De vară, foarte colorat. Dacă știți brandul Custo, știți că ei au doar culori din astea trăsnite și combinații din astea inedite. Ok? Bun, și acum vreau să vă prezint surpriza. Și mai am câteva chestii mai grosuțe pe care le putem incorpora în ținutele noastre dacă vrem să abordăm ținuta respectivă seara și este mai răcoare. Taram! A venit momentul giveaway-ului de care vă vorbeam mai devreme. Este vorba despre această rochiță de la Topshop, foarte drăguță, cu bulinuțe și cu volănașe, super feminină și drăgălașă, dar în același timp foarte sexy. Are aici o crăpătură, un V pe spate foarte drăguț, se așează super fain. Eu am primit-o cadou, însă nu este genul meu, așadar știți politica mea, dacă știu că nu voi purta un articol, îl donez sau îl vând sau așa mai departe. Deci este un produs nou, n-am apucat să-l port, doar eticheta i-am scos-o, dar pe cuvânt de onoare că nu-i purtată. Este mărimea 38, adică un fel de S, un S cred, un M spre un M micuț, dar mai bine unesc ca să nu dăm greș. Așadar, dacă ai această mărime și dacă îți place rochița și dacă îți place modelul, te poți înscrie la concurs. Vă rog doar să vă înscrieți dacă chiar vă place, dacă știți că veți purta acest obiect, nu doar să-l depozitați să se așeze praful pe el în dressing. Și singura condiție este să fiți subscribe la canalul meu și să lăsați un comentariu acestui clip. Așadar, primul comentariu va câștiga această rochiță, pe care eu o voi trimite suportând și cheltuielile de transport, evident. Cadoul este cadou până la capăt. Ok, bun. Bun, pe partea de accesorii, singura noutate este această eșarfă uriașă de la Desigual. E foarte drăguță, e huge, o să o folosesc și la plajă și într-o grămadă de alte combinații. Așadar, a fost o investiție foarte bună. Bun, iar pentru ținutele de seară am două jachete. Acest bomber de la Zara. Este o piesă foarte versatilă, se poate folosi într-o grămadă de combinații. Bun, și mai am acest sacou de la Mango, care arată foarte safari style, așa să zic. L-aș combina cu o pălărie de paie, cu o geantă din iută, cu niște sandale din iută, vom vedea. Cum așa arată el. Ok, bun. Astea au fost toate produsele pe care le-am achiziționat în ultima vreme și pe care am vrut să vi le prezint. O să vorbim puțin și despre accesoriile pe care le voi folosi în ținută, accesorii pe care deja le am, așa cum v-am spus, și apoi vom trece să vedem ținutele. Ca și accesorii voi folosi așa. O curea de la Gucci. Ok. O pălărie de iută. O altă pălărie de iută. Cam așa. Și, evident, poșetele și încălțările pe care vi le prezint imediat. Ok. Ca și poșete voi folosi așa. Acest clutch de la Kenzo. Această gentuță crossbody cu lanț de la Armani Jeans. Ok. Această poșetă de la Michael Kors. Ok. Și acest papornițoi de rafie, care se închide și el așa, cu o din asta aici. Bun, asta e ce vom folosi pe partea de genți. În afară de papornițoiul de rafie, pe celelalte le știți din clipul cu colecția mea de genți. Dacă n-ați văzut clipul, vi-l includ aici sus, să-l vedeți și trec la încălțări și apoi vedem ținutele. Ca și încălțări voi folosi o pereche de espadrile cu talpă de iută de la Esmara, o pereche de sandale bronz de la Versace, o altă pereche de sandale argintii de la Calvin Klein, o pereche de sandale Shoe Dazzle într-un bronz închis, această pereche de sandale de la Elisabeta Franchi,
o altă pereche de sandale cu catarame elastice, sunt de la BCBG Max Azria, și ultima pereche de sandale, tot de la Elisabeta Franchi. Ei, iată că am ajuns și la final, cam astea au fost ținutele pe care vi le-am propus astăzi, sper că v-au plăcut, sper că au fost o sursă de inspirație pentru voi. Dacă sunteți noi sau abia ați ajuns pe canalul meu, aveți și alte clipuri în listă, dacă cel cu hainele nu este pe placul vostru, altfel vă rog un like și un subscribe ca întotdeauna dacă vă place ceea ce vedeți aici și noi ne revedem data viitoare cu un nou clip. Vă pup!